Doamne, ai spus, unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt și eu, în mijlocul lor. Iată-ne gata să te ascultăm și să cântăm bucuria de a fi cu tine. Doamne, Tu vrei binele tuturor. În chip deosebit îi iubești pe copii, pe tineri și pe cei care suferă. Pentru ei și pentru toți Te rugăm. Doamne, vino la noi! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Tu. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu durerea. Iată, Domnul nostru vine cu putere. El va lumina ochii slujitorilor Săi. Aleluia. Sfințite, sfințile voastre, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși. Sărbătorim astăzi întâmpinarea Domnului. Întreaga biserică, nerăsărit și apus, îl întâmpină pe Domnul. Și noi vrem în catedrala noastră să ieșim în întâmpinarea Lui, ca El să ne aprindă sufletele cu lumina Sa, având în mâini lumânările simbolul luminii. Sărbătorim astăzi și marea sărbătoare a persoanelor consacrate. În toate comunitățile au loc astfel de momente de celebrare. Duminica viitoare vor avea particulare sărbători în toată dieceza loc. E sigur că ne unim de azi cu Sfântul Părinte, cu toți preoții călugări și călugărițe pentru a celebra întâmpinarea Domnului cu inimi pline de credință. Acum 40 de zile am sărbătorit cu bucurie nașterea Domnului, iar astăzi a venit ziua fericită în care Iisus a fost prezentat în templu de Maria și Iosif. El se supune astfel legii lui Moise, dar în realitate iese în întâmpinarea poporului său credincios. Îndemnați de Duhul Sfânt, a venit la templu bătrânii Sfinți Simeon și Ana, luminați de același Duh. Ei l-au recunoscut pe Domnul și au dat mărturie înaintea tuturor, tresăltând de bucurie. La fel și noi, adunați la oaltă prin Duhul Sfânt, să ne îndreptăm să-L întâmpinăm și noi pe acela care vine. Să ne îndreptăm spre casa lui Dumnezeu în întâmpinarea lui Hristos. Acolo îl vom găsi
și îl vom recunoaște la frângerea pânii, până ce va veni arătându-se în slavă. Să ne rugăm, Dumnezeule, originea și izvorul luminii, care i-a arătat astăzi bătrânului Simeon pe Hristos, lumină spre luminarea neamurilor, te rugăm cu umilință să binevoiești a sfinți cu binecuvântarea ta aceste lumânări și asculta rugăciunile poporului tău care s-a adunat aici să le parte spre lauda numelui tău. Dă-i harul ca umblând pe calea virtuților să se învrednicească, ajunge la lumina fără de apus, prin Hristos Domnul nostru. Să mergem în pace în întâmpinarea Domnului. În numele Lui Hristos. Amin. Sfântul lui Duh,
Precum era la început, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, noi implorăm cu umilință maestatea ta, ca precum fiul tău unul născut a fost prezentat astăzi la templu în trup omenesc, să ne dai și nouă carul de a ne înfățișa înaintea ta cu suflete curate, prin Domnul nostru Iisus Hristos, fiul tău,
care fiind Dumnezeu împreună cu tine, vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Stingem lumânările. Va intra dintr-o dată în templul său Domnul pe care voi îl căutați. Citire din cartea profetului Malahia. Așa spune Domnul Dumnezeu. Iată, îl trimit pe mesagerul meu. El va îndrepta calea înaintea mea. Va intra dintr-o dată în templul său Domnul pe care voi îl căutați, mesagerul alianței pe care voi îl doriți. Iată vine, zice Domnul Sabaot. Cine va putea suporta ziua venirii lui? Cine va putea sta când se va arăta el? Căci el va fi ca focul celui care topește și ca leșia celui care spală. Va ședea precum cel care topește și îi va curăța pe fiii lui Levi și îi va rafina ca pe aur și pe argint. Ei îi vor aduce Domnului ofrandă după dreptate. Îi va plăcea Domnului ofranda lui Iuda și a Ierusalimului ca în zilele de odinioară, ca în anii de mai înainte. Cuvântul Domnului. Domnul oștirilor, El este regele gloriei. Domnul oștirilor, El este regele gloriei. Ridicați-vă porților pragurile voastre de sus, deschideți-vă voi porți veșnice, ca să intre regele gloriei. Domnul oștirilor, El este regele gloriei. Cine este acest rege al gloriei? E Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în luptă. Domnul oștirilor, El este regele gloriei. Ridicați-vă porților pragurile voastre de sus, deschideți-vă voi porți veșnice, ca să intre regele gloriei. Trebuia să se facă în toate asemenea fraților. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, cum însă copiii au același sânge și aceeași carne, a devenit și Iisus părtaș cu ei, pentru ca prin moarte să readucă la neputință pe cel care avea puterea morții, adică pe diavol, și să-i elibereze pe aceia care de frica morții toată viața lor erau reduși la sclavie. Căci nu se îngrijește de îngeri, ci de urmașii lui Abraham se îngrijește. De aceea era nevoie să se facă în toate asemenea fraților, pentru ca să devină un mare preot îndurător și vrednic de încredere pentru relațiile cu Dumnezeu, ca să ispășească păcatele poporului. Așadar, prin faptul că El însuși a îndurat încercarea, poate să vină în ajutorul celor care însă sunt încercați. Cuvântul Domnului.
Lumină spre luminarea neamurilor și gloria poporului tău, Israel. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. După ce s-au împlinit zilele purificării lor după legea lui Moise, Maria și Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în legea Domnului. Orice prim născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul și să aducă jertfă, după cum este spus în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon, și acesta era un om drept și evlavios, care aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristosul Domnului. A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinții l-au adus pe copilul Iisus ca să facă după obiceiurile legii cu privire la el, l-a luat în brațe și l-a binecuvântat pe Dumnezeu spunând: Acum slobozește-l pe slujitorul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de cele spuse despre el. Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama lui: Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn de contradicție, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi, iar o sabie va străpunge sufletul tău. Era acolo și Ana, profetesa, fiica lui Fanuel din tribul lui Asher. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria ei, era acum văduvă și ajunsese la 84 de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi și noapte prin posturi și rugăciuni. Fiind prezentă și ea, îl mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre copil tuturor celor care vesteau, care așteptau eliberarea Ierusalimului. Când au împlinit toate după legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar copilul creștea și se întărea, plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Cuvântul Domnului. Sfințite, ucenici, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși! Astăzi este sărbătoarea întâmpinarea Domnului, o sărbătoare comună atât pentru Biserica Catolică, cât și pentru Biserica
teritoriu oriental, Biserica Ortodoxă. Și această sărbătoare are mai multe denumiri, sau a cunoscut mai multe denumiri, pentru că ceea ce celebrăm astăzi, într-adevăr, este o bogăție deosebită. Această sărbătoare inițial era o sărbătoare a curățirii Preacuratei Fecioare Maria. Așa cum prescria Cartea Leviticului, după naștere, orice femeie trebuia să se prezinte cu copilul la templu după 40 de zile și să îndeplinească un ritual de purificare. În cazul nostru nu era vorba de o purificare, pentru că Preacurata Fecioară Maria a fost curată, a fost asociată să fie mama lui Dumnezeu, iar copilul care s-a născut dintr-însa era Fiul lui Dumnezeu. Dar mai există două denumiri pentru sărbătoarea de astăzi: prezentarea la templu sau întâmpinarea Domnului. Prezentarea la templu, care face referință la tocmai ceea ce am citit în Evanghelie, la 40 de zile Iosif și Maria se prezintă la templu pentru a îndeplini un ritual comun tuturor evreilor, și anume să-i ofere copilul primul născut lui Dumnezeu ca semn de recunoștință, ca semn al recunoașterii suveranității lui Dumnezeu asupra vieții. Și de aceea sărbătoarea de astăzi se leagă și de un moment deosebit pe care Biserica îl amintește astăzi, Ziua Mondială pentru Apărarea Vieții. Maria și Iosif merg la templu atât pentru a-L prezenta pe Iisus, dar mai ales pentru a aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darul maternității, pentru darul de a fi primit acest Fiu al lui Dumnezeu. Și tocmai această sărbătoare ne amintește că viața este darul lui Dumnezeu. Viața este sacră și orice atingere a vieții, orice suprimare a vieții înainte de naștere sau după naștere este ca o crimă la adresa lui Dumnezeu. Acolo unde se atinge viața de la început, se desfigurează și demnitatea omului. De aceea poate Biserica este singura care a rămas astăzi, care să apere și să proclame caracterul sacru al vieții. Și sărbătoarea de astăzi, prin acest gest al Mariei și al lui Iosif, de a-L prezenta pe Iisus la templu, ne amintește de recunoașterea suveranității absolute a lui Dumnezeu asupra vieții, și tocmai gestul de recunoștință, de preamărire și de mulțumire pe care îl fac Maria și Iosif, ne îndeamnă și pe noi să privim cu aceleași ochi viața umană. Și în al treilea rând, sărbătoarea de astăzi, cunoscută în mod obișnuit, întâmpinarea Domnului, prin faptul că avem cele două persoane din Vechiul Testament, dar care erau în templu, bătrânul Simeon și profetesa Ana, care îl întâmpină pe Iisus în templu, în ziua în care Maria și Iosif l-au prezentat pe Iisus la 40 de zile după nașterea sa. Această sărbătoare se numește și Candelora, în legătură cu această întâmpinare a Domnului, și de aceea, din vechime, această zi este consacrată și Sfințirii Lumânărilor, rit pe care noi l-am făcut la începutul acestei liturghii și care se leagă profund de această sărbătoare. Lumina adevărată la care face referință bătrânul Simeon, iată, lumină spre luminarea neamurilor. Astăzi ne amintim că singura noastră lumină adevărată este Hristos. Și dacă reflectăm un pic asupra importanței luminii, vedem într-adevăr că Iisus este și trebuie să rămână mereu lumina noastră. Luminile în trecut, când nu erau lumina electrică, sigur foloseau pentru iluminarea locuințelor. Orice lumânare era valoroasă pentru că împrăștia acea lumină de care oamenii aveau nevoie. Sau în alte împrejurări, atunci când voiau să dea cinstire împăratului, de exemplu, împăratul era însoțit de torțe de lumini.
gest pe care noi l-am păstrat atunci când purtăm Sfântul Sacrament și îl înconjurăm cu lumânări, semn al prețuirii și al recunoștinței noastre față de acest dar deosebit care a rămas în mijlocul nostru. Dar lumina ne amintește și de muncă. Lumânarea adevărată, o lumânare adevărată este făcută din ceara albinelor. Cât lucrează o albină pentru a face o lumânare? Este imposibil de calculat. Dar lumânarea ne amintește că o lumină, pentru a lumina, are nevoie de muncă, are nevoie de jertfă, are nevoie de sacrificiu. Și aceste animale mici, albinele, aceste insecte, lucrează, tocmai se sacrifică pentru ca oamenii să se bucure atât de produsul lor, mierea, dar și de ceara care folosește pentru fabricarea lumânărilor. Și o lumânare care arde se consumă. Am putea spune, pe măsură ce se topește ceara, lumina devine mai vizibilă. Și această realitate ne trimite la imaginea lui Hristos, care este proclamat lumină spre luminarea neamurilor. Adevărata lumină care arde, se consumă, se jertfește și oferă lumină tuturor. Apoi există tradiția ca aceste lumânări pe care astăzi le-am sfințit să le purtăm în casele noastre, și foarte mulți dintre dumneavoastră probabil au primit așa ca o tradiție că aceste lumânări păstrate în casă trebuie să fie aprinse atunci când vine o furtună, mai ales vara, când se întunecă cerul, când fulgeră, când sunt tunete. Ei bine, trebuie să ne amintim că în momentele întunecate și furtunoase ale vieții avem o lumină, lumina lui Hristos, sau Hristos care este lumină în întunericul acestei vieți. Iată, am voit să prezint aceste elemente pentru a înțelege bogăția acestei sărbători care ne invită să reflectăm asupra multor aspecte, nu numai asupra acestui gest simplu, poate la prima vedere, al intrării Preacuratei Fecioare Maria și al Sfântului Iosif cu pruncul în brațe în templu. Această sărbătoare este pentru noi o sărbătoare, am putea spune, trinitară, pentru că întâlnim aici, în templu, acest gest al familiei din Nazaret de a se prezenta înaintea Tatălui Ceresc, prezent în templu din Ierusalim. Avem prezent pe Hristos, Cel care este prezentat, Cel care este în centrul atenției. Este prezent și Duhul Sfânt, care îl însuflețește pe bătrânul Simeon, îl luminează ca să descopere că cel care intră în templu în brațele Mariei este Mesia cel așteptat și să proclame după aceea această bucurie imensă: acum slobozește pe robul tău în pace, pentru că ochii mei au văzut mântuirea ta. Întâlnim aici așadar prezența Sfintei Treimi ca în marele manifestări și arătări ale lui Iisus, cum a fost la Epifanie, la botez, la nașterea sa la Betleem. De aceea este pentru noi o sărbătoare importantă. Ne leagă de misterul Preasfintei Treimi, care se revelează din nou în acest moment al prezentării în templu al lui Iisus. Ceea ce ne atrage poate mai mult atenția este că aici avem trei categorii de persoane care ne îndeamnă ce anume trebuie să facem și noi în mod concret atunci când sărbătorim această zi. Îl contemplăm în primul loc pe Iisus. Este trimisul lui Dumnezeu, este Mesia. Iisus este introdus, dus la templu. De fapt, El este templul cel adevărat al lui Dumnezeu. Iată, templul acesta material de la Ierusalim este spațiul în care intră, dar de fapt El este templul nou care va sfinți și va desăvârși alianța veche. El vine tocmai pentru a arăta că viața pe care a început-o la Betleem și care apoi va cunoaște diferite momente până la moartea pe cruce, va fi o
un drum de jertfă, un drum în care Hristos se arată solidar cu oamenii. Iisus intră în templul acestei lumi, intră în templul fiecăruia dintre noi, în sufletul nostru, pentru că vrea ca acolo să fie lumină, să fie putere, să fie călăuză, să fie o garanție a mântuirii. Îl contemplăm așadar pe Iisus și în templul din Ierusalim, dar și în templul acestei lumi și în templul sufletelor noastre. O zi care ne amintește că Iisus vine în întâmpinarea noastră. La Crăciun au mers păstorii și magii care au mers la Betleem și l-au văzut pe Iisus în iesle. Astăzi, sărbătoarea ne spune că Iisus vine în întâmpinarea noastră și atât o dublură atunci acestei denumiri. Îl întâmpinăm, Iisus ne întâmpină pe noi. Vrea, într-adevăr, să ieșim și noi în întâmpinarea Lui, așa cum au ieșit și bătrânul Simeon și profetesa Ana. Iisus rămâne și este în mijlocul nostru, este în templul sufletului nostru. Iată gestul acesta simplu, care a fost notat doar de câteva persoane prezente în templu, devine pentru noi un motiv de bucurie și de mulțumire că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, vine în întâmpinarea noastră. În al doilea rând, o contemplăm pe Preacurata Fecioară Maria, mama Fiului lui Dumnezeu, cea care îl poartă pe Iisus în brațe, în templu, ca semn al recunoștinței și al adorației față de Dumnezeu, Dumnezeu care este autorul vieții și Dumnezeu care se pleacă asupra smereniei Preacuratei Fecioare Maria. Gestul Preacuratei Fecioare Maria, atunci când îl prezintă pe Iisus în templu, este un gest de rugăciune și de adorație, un gest profund de recunoștință. Și gestul Mariei din templu ne invită și pe noi să fim mereu în atitudine de rugăciune și de adorație față de tot darul pe care Dumnezeu ni-l oferă, pentru tot planul pe care îl are cu fiecare dintre noi, cu tot ceea ce viața noastră reprezintă viața lui Dumnezeu care ni se comunică prin Fiul Său, Iisus Hristos. Preacurata Fecioară Maria este pentru noi de aceea un model în modul în care noi în fiecare zi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot darul care vine de sus. Și în același timp, o invitație de a face din viața noastră o oferire permanentă. Este astăzi și ziua persoanelor consacrate, cu această referință la dăruirea lui Iisus în templu, dar și cu această conștiință Preacuratei Fecioare Maria de a mulțumi pentru darul de a fi fost asociată să fie mama Fiului lui Dumnezeu. În 1997, Sfântul Ioan Paul al II-lea a instituit această zi a persoanelor consacrate tocmai pentru a aminti de gestul pe care trebuie și este făcut de fiecare persoană consacrată în momentul depunerii voturilor, că se consacră, că se oferă în totalitate lui Dumnezeu. Și Iisus și Preacurata Fecioară Maria ne invită astăzi să mulțumim pentru acest mare dar al vieții consacrate care este prezent în biserică și care înfrumusețează biserica prin varietatea carismelor. Și în sfârșit aruncăm privirea și contemplăm pe cei doi bătrâni, Simeon și Ana. Doi bătrâni care erau în templu, se rugau și iată, li se împlinește o mare dorință, aceea de a-L întâlni pe mult așteptatul popoarelor, pe Mesia. Atunci când bătrânul Simeon îl ia pe Iisus în brațe, am putea spune că se îmbrățișează două testamente. Bătrânul Simeon din Vechiul Testament îl ia în brațe pe Iisus, care deja deschide era Noului Testament. Două testamente, Vechiul și Noul Testament, se întâlnesc în templu
și care oferă atunci bătrânului Simeon ocazia să-L preamărească pe Dumnezeu, pentru că este dintre puținii sau chiar singurul din templu care a fost capabil să vadă în acel copil pe mult așteptatul popoarelor, pe Mesia. Cu siguranță în templu erau și mai mari preoților și cărturari, mulți care erau și se rugau poate cu intenție bună, dar nimeni nu a fost în stare să remarce că acea familie modestă care a intrat la un moment dat în templu, Maria, Iosif cu Iisus, purtau deja comoara cea mai prețioasă pe Fiul lui Dumnezeu. Bătrânul Simeon are acești ochi ageri de a descoperi că cel care este ținut în brațe de Maria este Fiul lui Dumnezeu. La fel și profetesa Ana, care sluja în templu, așa cum spune Evanghelia, și care aștepta acest moment și a fost capabilă să înțeleagă faptul că cel care a intrat în templu, în brațele Mariei, este însuși Dumnezeu. Contemplăm și vedem aici că totdeauna Dumnezeu se descoperă celor smeriți, celor mici. Bătrânul Simeon, Ana, sunt persoane în vârstă, persoane aparent neînsemnate, nu au pretenții și tocmai ei au privilegiul să descopere marea minune care se realizează în acea zi în templu. Manifestarea Fiului lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. O invitație pentru noi ca și noi, contemplându-i pe cei doi bătrâni care au avut privilegiul să-L întâlnească pe Iisus, să înțelegem că numai prin smerenie, că numai prin umilință, numai ascultând de șoaptele Duhului Sfânt, putem să-L descoperim de multe ori pe Dumnezeu în viața noastră. Iată, iubiți credincioși, un conținut destul de bogat al acestei sărbători și care ne invită, într-adevăr, să ne adunăm împreună și să mulțumim încă o dată lui Dumnezeu pentru tot darul pe care L-a rânduit și L-a rânduiește pentru noi. Atunci când diferitele sărbători ne adună împreună și mai ales sărbătorile lui Hristos, totdeauna ne amintesc de această intervenție deosebită a lui Dumnezeu în viața noastră și actualmente, în fiecare zi, în fiecare moment, avem șansa de a descoperi mâna lui Dumnezeu în viața noastră. Contemplând personajele din centrul Evangheliei de astăzi și reflectând și asupra semnificației generale a sărbătorii, să ne deschidem sufletele pentru a ne lăsa și noi aprinși de lumina lui Hristos, să ne lăsăm umpluți de prezența lui Hristos în sufletele noastre și să transformăm astăzi sufletele noastre în adevărate temple care îl primesc pe Hristos și asemenea Mariei și bătrânului Simeon și Anei să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă Domnul să vedem în fiecare zi. Amin. Celor preiubiți, în lumina textelor sfinte pe care le-am ascultat la Sfânta Liturghie, a predicii Preasfințitului, în care am înțeles bucuria acestei sărbători, acum împreună, însuflețiți de prezența lui Iisus, să ne mărturisim credința și bucuria noastră, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul cerului și a pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn,
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. A răstignit pentru noi și Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, s-a suit la cer, și-a de de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc cum botez pe iertarea păcatului. Frăților prea iubiți, văzând în Iisus lumina care luminează neamurile, să-i cerem Tatălui în rugăciunea noastră să dăruiască omenirii atât de disipată și de distrată orientările acelui adevăr care vine din Evanghelie spunând: luminează, Doamne, viața noastră! Luminează! Pentru ca Sfânta Biserica lui Dumnezeu să exprime în relațiile cu lumea stilul unei comunități care să iubească, să ierte și să dăruiască. Să ne rugăm! Pentru ca persoanele consacrate să fie fidele mărturiei împărăției cerurilor. Să ne rugăm! Pentru ca lauda adusă a lui Dumnezeu în lăcașul Sfânt să mărească în noi angajamentul pentru dreptate și bună înțelegere cu toți cu oamenii. Să ne rugăm! Pentru ca simbolismul luminii pe care l-am celebrat astăzi să întărească în noi credința, să ne rugăm! Pentru ca părinții să aibă curajul de a recunoaște că fiii lor îi aparțin lui Dumnezeu, că sunt născuți și creați pentru slava Lui, să ne rugăm! Pentru ca familiile să înțeleagă demnitatea la care vor fi înălțați copiilor prin sacramentul botezului, să ne rugăm! Pentru ca părinții să se ajute copiii să crească și să se întărească plin de înțelepciune și har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, să ne rugăm! Pentru ca întreaga noastră comunitate să-și manifeste solidaritate față de copiii abandonați, față de familiile aflate în criză, față de cei în vârstă și față de cei descurajați, să ne rugăm! Luminează, Doamne, viața! Ascultă, Părinte Sfânt, cererile pe care ți le adresăm în sărbătoarea prezentării lui Iisus în templu și primește-le din iubire față de Fiul Tău, Iisus Hristos, care ni se descoperă drept fratele și mântuitorul nostru și este lumina sufletelor noastre. El care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin.
cunoaște cum sunt eu și știe orice drum al meu. În gândul meu are lăcaș, sunt ocrotit de mâna lui. Oaspete drag din gândul meu, tu cunoști viața ce o duc. Din întuneric m-ai înălțat ca o lumină în noaptea mea. În mâinile lui am mele ți le ofer, căci tu cunoști viața mea. În bucurie m-ai vizitat, lacrima tristă tu mi-ai șters. Doar El cunoaște cum sunt eu și știe orice drum al meu. În gândul meu are lăcaș, sunt ocrotit de mâna Lui. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să-ți fie bine plăcut. Te rugăm, Doamne, darul pe care ți-l aduce biserica în sărbătoare, căci Tu ai voit ca Fiul Tău unul născut să ți se ofere ca miel nepătat pentru viața lumii, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Astăzi, Fecioara Maria,
l-a prezentat în templu pe Fiul tău născut în veșnicie, ca lumină pentru luminarea neamurilor și slava poporului tău, Israel. De aceea mergem și noi cu bucurie în întâmpinarea Mântuitorului și îți cântăm împreună cu îngerii și toți sfinții imnul de laudă al măririi tale. Și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, că și prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, primește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău, harul,
ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatea tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale, ci binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată milul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care i-a suprasat păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Dar spune numai
iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Inima mea tresaltă, tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea brațului Său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimilor. I-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel slujitorul Său, amintindu-și de îndurarea Sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să ne rugăm, prin aceste taine pe care le-am primit, Doamne, desăvârșește în noi lucrarea Harului Tău, Tu care ai împlinit așteptarea lui Simeon, așa încât el nu a văzut moartea mai înainte de a se învrednici să-L primească pe Hristos. Dă-ne și nouă harul că ieșind în întâmpinarea Domnului să dobândim viața veșnică prin Hristos, Domnul nostru. Amin. L-am primit astăzi pe Iisus și L-am întâmpinat. El s-a îndreptat spre noi, umplându-ne de lumina Sa, în lecturile sfinte, prin predică și rugăciune.
cum la sfârșitul Sfintei Liturghiei, în această sărbătoare așa de frumoasă, sfântă, drept că toți credincioșii noștri prezenți aici să se bucure de această lumină, un gând de prețuire. Și nu numai pentru toți cei care le așteaptă pe Dumnezeu, pentru cei ce sunt uniți cu noi prin intermediul internetului, dar mai ales sunt drept un gând spre deprețuire către persoanele consacrate prezente în catedrală astăzi, persoanele consacrate din întreaga dioceză, în familiile lor, ca să se bucure mereu că l-au în suflet și în case pe Iisus, Cel care este lumina sufletelor. E sigur că te dăm întâlnire surorilor duminica viitoare la orele 4, ca împreună cu tinerii catedralei noastre să se înalțe spre Dumnezeu mulțumind împreună pentru darul vocației la viața consacrată. De astăzi le dorim tuturora să aibă bucurie în suflet și să se bucure de Hristos acum și în veșnicie, la mulți ani. Acum implorăm de la Dumnezeu binecuvântare ca să putem purta în suflet și în mâini semnul prezenței lui Iisus, pe Hristos Domnul. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Ca binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.